Hristos a înviat! Bun găsit la știrile Bucovina TV! Luni 25 aprilie, la Solonețul Nou, a avut loc un eveniment cu tradiție în comunitatea polonă. Este vorba despre împărțirea cu oul sfințit, un eveniment în care oamenii și-au transmis urări de bine pentru un an cât mai rodnic și mai liniștit. Aleluia! În acest an, credincioșii romano-catolici au sărbătorit învierea Domnului pe data de 17 aprilie, iar cei ortodoxi pe 24 aprilie. Cu această ocazie, polonezii din Bucovina s-au întâlnit pe 25 aprilie la Casa Polonă din Solonețul Nou, pentru a se împărți cu oul sfințit. Semnificația acestui obicei străvechi este că dacă ai un moment de rătăcire în viață, să-ți aduci aminte cu cine ai mâncat din oul sfințit și sigur că te vei reîntoarce la locul potrivit. Iată că după 2 ani de zile de pauză, când n-am putut să ne organizăm din cauza pandemiei, am reînceput acțiunile noastre a Uniunii Polonezilor din România și sigur este prima acțiune acum după Paști cu împărțirea oului sfințit și sigur că urmează și celelalte acțiuni pe care noi, Uniunea Polonezilor, avem programat pe anul acesta. Oaspeții sunt veniți din toată Bucovina, din toate localitățile unde trăiesc comunitățile noastre poloneze. Oaspete deosebit pe care îl avem pe Preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei de Iași, împreună cu alți preoți din decanată de Bucovina. Sigur că astăzi sunt în preajma dumneavoastră, aici la Solonețul Nou. Am mai trecut, am mai fost pe rândul la casele dumneavoastră. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația de astăzi, că am posibilitatea să fiu astăzi în preajma dumneavoastră și în același timp aș vrea să vă urez, cum a spus și domnul subprefect, multă sănătate, pace. De asta avem nevoie cel mai mult în aceste perioade destul de tulburi în zona în care ne aflăm. Ceremonialul împărțirii cu oul sfințit este o tradiție poloneză veche de secole pe care emigranții polonezi au adus-o când au venit pe meleagurile Bucovinei. La eveniment au fost prezenți Petru Suscu, episcop auxiliar al diecezei de Iași, preotul Ciprian Antălucă, decan de Bucovina, preot dr. Stanislav Ioan Cuharec, împreună cu preoții din decanatul de Bucovina, subprefectul Ioan Cristian Șologon, Nicolae Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Gervazen Longher, prin vicepreședintele Uniunii Polonezilor din România, Victoria Longher, precum și președinții și membrii filialelor Uniunii.